prin sat așa erau, nu liniște, câinii hămăie, era o neliniște. Pe drum am mers, vreau să zic că 3 săptămâni jumătate, 24 de zile, pe a 25-a zi am ajuns acolo, la 7 ne dăde o kilo de pâine, câte o cadare de apă și ne dăde. Dar dacă în vagon noi eram 60 de persoane, caldarea și de apă, era om care pus mai starșă pe vagonul și ala care... Apoi spune, vezi numai câte jumătate și aș să ajungă la tăzi. Când am ajuns acolo, ne-a descărcat deodată și am stat 2 săptămâni în niște bărăși construite și pe urmă dormim jos toți de rând. Când am ajuns în Siberia, mi-au luat și ne-au descărcat lângă un râu se numea Parciunca. Noi am fost vreo 3.000 de familii, am fost 60 ceva de vagoane. Ne aduce cartofi înghețate și le turna așa pe podeală. Ne sculam la 3 de noapte și ne ducem și ne dădem numai câte o jumătate de kilogram de pâine. Câte o hrincă de pâine și așa era cleitată de săcară. Iarna atunci a fost frig groasă, până la 55 de grade de frig era. Brașele și ele erau pline de ploșniți. Copiii ne culcam, nu mai putem să dormim. Păzăua ne mai mânca muștele vara acolo în pădure, când blam cu niște seci, că cum îmblă lumea la albini. Țânțare ne-au mâncat într-așa fel, că ne-au trăgit sângele. Și eu n-am văzut 4 ani și 8 luni, n-am văzut deloc. Nici soarele, nici pământul, nica. După moartea lui Stalin ne-au luat, eram vreo 280 de copii care ne învățători. Și ne-au luat și ne-au dus în orașul Taișet. Și ne-au ținut acolo, care eu putut, eu mai lecuit. Minimum mai lecuit, dar alții s-au scurs ochii de tot, ochi deloc, le-au pus de plasma. Pe când murise Stalin, era acolo o jele cu murit Stalin, dar noștri nu plângeau, al jeleu cu murit și încă mai spun eu din noi că ei ne-au făcut că i-au ridicat, că ei nici nu jeles nic. De ca ăștia oameni au semnat pentru noi și mai sunt în sat de ăștia care au semnat pentru noi, da, se duc în Siberia. Bun.